La 6300 să știi că nu-i greu să fii bătut. Știu foarte bine. Angela, am dreptate? Mm. Ia vino să te văd. Vede. Nu e greu. Nu e deloc greu. Să rămân, Angela, și bine, bine te-am găsit. Dar de unde vii, Angela? De la Buzău. Buzău. De-aia știai cu Dregaica, cu evenimentul la mare de la voi din Buzău. Da. Vorbim după ce îți dau un cuvânt, nu o literă, o literă, o certu litera. Da. Dar poate nu o ceri. Da, ar fi bine. Carte de joc la genul feminin, Angela? O ceri, așa-i? Carte de joc. Da, la genul feminin. Îți dau o literă. Literă, da. Auzi, doamna aia de damă. Pică. Doamna de pică. Damă. Da, pasă pe... Damă. Ai, 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 ai. Era ce face Angela pe la Buzău pe acolo? În gospodărie. Ce să mai fac? Sunt la pensie și... Ce ai făcut? Cu ce te-ai ocupat? Am lucrat în comerț foarte mulți ani și în ultimii ani, până să ies la pensie, am lucrat într-o unitate militară la... Am avut și gestiune o perioadă, vreo 2 ani, apoi în bucătărie. Bun! Da. Angela, că vorbeam. Bucătărie, gestiune, cel care are de toate e înstărit. Zici despre el că este un... Avut. N-am zis-o. Cum ai zis? Avut. Avutul! Ăsta e! Ai nepoți? Am 3 nepoți. 2 fete și 3 nepoți. Cum fac eu să scap tu de emoții? Ce ți-a zis nepoții? Nu știu, sunt... Da, sunt foarte emotivă. Deci nu sunt aici și probabil că de-aia zic, mi-e frică să nu mă fac de rușine. Hai, mă, Angela. Da. Deci acolo n-am avut deloc emoții. Și acum, dintr-o dată, te-ai schimbat total. Mă uit la tine și că ești atom, pe cuvântul meu. De asta mi-a fost frică. Da? Da. Mai ales că tu ești obișnuit, apar săptămânal la televizor. Da. Prima dată la televizor, așa-i? Sigur. Am vrut. Angela. Am vrut să vă cunosc. Mulțumesc mult de tot. Se întâmplă nimic. Să sperăm. Da. Tot ce se poate întâmpla e să-l batem pe la mică. Generația lor, care ei cred că știu tot, cu Google-ul lor, cu TikTok-ul lor. Hai, Angela. Da. Hai că putem, Angela. 500 de lei. 500 de lei. Scuză-mă, te-am întrebat câți ani ai? 62. Scuză-mă. Auzi? Aș cere iertare pentru o stângăcie. Literă. Literă. A scuza. A scuza. Eu de-aia am tăcut, că am zis scuză-mă de vreo două ori. Nu. No. N-ai fost atât. Știi că am zis scuză-mă, te-am... Scuză-mă, scuză. Bun, Angela, ascultă-mă. Câți ani au nepoatele tale? Cea mare 16 ani și cei mici 8 ani, sunt clasa 3-a. Las-o pe aia de 16, că îmi place asta. 16, adolescența aia, când ai de afecțiune dermatologică declanșată la pubertate. Se duce ea până în adolescență. Acne. Wow. Auzi, 1500 de lei în... vreo 40 de secunde. Foarte bine. Bun. Mă duc la 600 de lei. Și bucătăreasă cât timp ai fost? 5, 10 ani? Din 2001 până în 2006, 2007, pe urmă m-am pensionat. Oho, adică vreo 2001-2006 ani? Da. Na, fii atent aici. Care s-a odihnit după ce a fost frământat. 6 ani ai fost bucătăreasă, nu mai spun nimic. Nu, nimic. Angela, nu mai spun nimic. Dospit. Angela, fii atentă. Armonie în mișcare, aspect, comportament. Grație. E fantastic. Vali. Vali aplaudă cu așa, cu, știi, cu entuziasm, dar el nu știe, vezi că ți-a banii. Excelent jucat, Angela, 2600 de lei. Sunt curios dacă la un moment dat o să te lovești de ceva, de vreun cuvânt. 700 de lei, fii atentă. Compoziții sau secțiuni muzicale, uite, e atât de simplu. Literă. Ah, că mergea. Literă.
sunetele alea organizate într-o manieră plăcută. Sunt niște sunetele puse într-o manieră plăcută. Melodii sunt. 3100 de lei. E bine să-mi iau și literă de siguranță. Că vorbeam de asta, care are rădăcini într-o țară din fosta Iugoslavie. Tu ai prins fosta Iugoslavie, la 61 de ani ai prins-o. Literă. Ai vrut să apeși? Nu. Literă. De exemplu, dansul ăla sau cântecul reprezentativ. Sârbesc. Sârbii. Greu. Mie mi se pare că mergi ușor. Mie mi se pare că... Auzi, ai regretat vreodată facultatea? Da. Dar ce folos? Așa erau anii aia, nu? Ce folos? Anii 80. Da. Profesorii nici nu își închipuiau că nu o să merg. Zău? Când erai la liceu? Da, și colegii din jur știau și dat anunții. Eu n-am spus, am tăcut. Te-ai căsătorit de vreme? Da, imediat. La ce vârstă? La 19 ani, imediat după liceu. Pusesem nunta din timpul liceului. Wow! În a 12-a fiind. Da. Așa, trăgând linia, a meritat. Da, a meritat. Păi ascultă-mă, a se afla în plină ascensiune. Asta contează. Literă. Când treci la un nivel superior în carieră, în diferite domenii, când faci, auzi, când faci pași înainte ca să atingi un țel, un obiectiv. Literă. Când faci pași înainte, când evoluezi, a evolua. A progresa. 300 de lei doar am luat din cuvântul ăsta, mi-e ciudă pe el. Da, și mie. Bun. Angela. Obiect. Obiectele ușoare. Aparate care încetinesc căderea unui corp de sus, de la înălțime. Literă. Mecanismul ăla, echipamentele, dacă vrei. Echipamente cu rezistența aerodinamică. Literă. Poate să fie folosite în activități sportive, militare, de recreere chiar. Echipamentul ăla. Parașute! Mulțumesc! Parașutele! M-ați ajutat. Parașuta e ca mintea, e folositoare doar dacă e deschisă. Da. Că altfel, firai mama e de parașută. Bun! 4400 de lei. Acu' e greu. Poți să fii pe prima poziție, Angela. Poți! 900 de lei e cuvântul următor, care face referire, dacă îl descoperi, e 900 de lei, la aparatul muscularo-osos al omului. Mă pare complicată, dar nu e. Literă. Deci face trimitere la aparatul ăsta. Literă. Muscularo-osos. Permite mobilitatea, permite mișcarea, Angela. Permite mișcarea. Sistemul ana... Locomotor. Asta e. Îți permite să te miști, Angela. Deci m-ați ajutat și de aici. Când ați zis de mișcare. Mișcare, permite da, mișcarea. Da, și literele. 5.000 de lei avem. 3 cuvinte. Cele mai grele. Unul de 900 de lei și două de 1.000. Da. Dacă le-ai pe ăsta de 9, ai 5.900, după care alea două, lasă matematica. Da. Angela, definiția pentru 900 de lei, loc de creștere cu umiditate și temperaturi controlate. Secretul e la locul de creștere. Litere. Păi una, ia le pe rând. Locul de creștere. Mediul ăla controlat de creștere. Litere. Litere. Una. Da. Membru, locul controlat de dezvoltarea unor embrioni, Angela. Nu-i deloc greu. Incubator. Asta e! Incubator! Wow! La 10 km. Cum îi zice satului?
Sunt din Săsenii Noi, comuna Vernești. Vernești. Între Vii, satul dintre Vii. Incubatoare. Da, undeva e și o crescătorie de pui. De pui. Mai departe un pic. Angela. Probabil că au incubatoare. Fii atentă, ascultă-mă. Verb la infinitiv. A adopta o formă, 1000 de lei face cuvântul ăsta dacă li, a adopta o formă a corpului sau a feței neobișnuită. Nu cred. Nu știu dacă am făcut bine, schimonosi? Am greșit. Am zis. Le-am numărat literele înainte și mi-au ieșit 10. Băi, nene. Gata, o fac. Băi, nene. S-a uitat și Sorin la tine, blocat, șocat. Băi, Sorin. Nu, admirativ. Admirativ, corect, frumos, admirativ, incredibil. Bravo, Angela. Cât ai, Valeriu? 6300. Și tu ai 6600, Angela. Tot ce trebuie să faci în astea 33 de secunde este să știi să-ți păstrezi banii ăștia. Poți să-i pierzi dacă n-ai strategie bună și dacă n-ai cuvântul. Ești pregătită? Da. Definiție. Produși chimici de sinteză. Literă. Care elimină impuritățile. Niște amestecuri așa. Literă. Știi cu siguranță cuvântul. Literă. Nu e ușor, dar el face diferența în seara asta. Literă. Sunt niște substanțe chimice. Hai că poți, Angela, hai că poți. 10 secunde, fii atentă la timp. Literă. 6 secunde. Amestecuri de substanțe chimice. Literă. Chimice. Mai contează. Nu cred. Nu cred. Se găsesc în magazin, sub diferite... Detergenți. Excelent! Deci nu puteam să citesc tot cuvântul, nu știu, emoțiile sunt fantastice. Excelent! 6900 de lei. Da. Auzi? Ții minte cu ce frică ai venit? Da. Să nu te faci... Și până aici? Și aici? Da. Asta... Am zis. Ce facultate ți-ar fi plăcut, Angela? Mi-a plăcut psihologia. Eu am făcut 2 ani la pedagogie. Mi-a plăcut întâi pedagogie că făceam la liceu. N-a fost să iau treapta. N-am continuat după, ca multe dintre colegele mele. Asta a fost. Să-ți trăiască nepoatele. Îmi pare bine. Mulțumesc, Angela, că ai fost cu 6900 de lei.